După amiaza zilei a doua din octombrie, marea ne-a arătat muntele Comorilor, insula Monte Cristo. În care colț al ei va fi găsit Edmond Dantes, nesperata comoară ce a adus titlul de conte și satisfacția unei răzbunări rafinate pentru anii irosiți între zidurile închisorii din insula If. Spre asfințit însă, de la țărmul ficțiunilor trecem la cel al realității crude, unde istoria avea să-l aducă în ziua de 4 mai 1814 pe Napoleon Bonaparte. Desigur, genialul comandant de oști va fi privit de pe țărmul Elbei spre Corsica, amintindu-și poate că în copilărie se visase stăpânul Franței. O mică defecțiune a videocamerei ne-a împiedicat să filmăm și insula împăratului. Se lăsase de altfel întunericul, iar noi, la ceas de noapte, începusem a zări locul primei escale. Oprim și ciuperca neagră a cabestanului electric se învârtește cu scrâșne de lanț, punând la încercare pe subordonații șefului de echipaj, Pruteanu, care mai câștigă astfel în experiență, în timp ce țărmul muntos al Genovei ne privește cu milioane de ochi electrici. Dimineața, când orașul crescut din munte se ridică în fața noastră, avem senzația că puntiștii n-au plecat de la truda lor nicio clipă, deși ciuperca neagră cu dungi albe se învârtește în sens invers, iar barbotina înghite cheie după cheie. Eliberată de strânsoarea din adâncuri, nava se îndreaptă ușor spre port. Genoa, cel mai mare port al Italiei. Acesta este deci orașul care devenise, alături de Florența și Milano, patria umanismului și a renașterii. Acesta este orașul, mereu în conflict cu Veneția în secolul al XIII-lea, când își impune supremația în bazinul de vest al Mediteranei. Acesta este deci orașul unde, susțin italienii, s-a născut în 1451 celebrul descoperitor al lumii noi, Cristofor Columb. Muntele a impus dispunerea construcțiilor în trepte, astfel încât cei aproape 800.000 de locuitori ai așezării folosesc deseori ascensoarele anume construite între etajele străzi. Constrânși din vechime să folosească la maximum fiecare metru pătrat, dar mai ales din motive de apărare, genovezii au ridicat locuințe înalte cu ziduri groase din piatră, cu străduțe foarte înguste, încât senzația de strivire trebuie să-i fi descurajat pe arabi sau pe alți năvălitori. Palatul Sera Gerace, vizitat de noi, e emblematic pentru 4 secole de istorie genoveză, impunător edificiu în piatră și marmură, trebuie să fi dat nota construcțiilor ulterioare. A zidit solid pare a fi deviza genovezilor, care au vocația eternului. O exprimă în povestirile mitice din picturile ce împodobesc marile edificii, cum este și amintitul palat, cu pereții și voltele pline de scene înfățișând peripețiile lui Enea, văzute de Paolo Gerolamo Piola sau Iacopo Antonio Bioni, o exprimă și prin monumente funerare, adevărate gesturi de sfidare a morții, cum sunt grupurile statuare atât de expresive din cimitirul Staglieno, unde artiști demn de marele Michelangelo au oprit clipa în piatră sau în marmură, împreună cu toată durerea omenească. Fresce și tablouri, datând din secolul al XVII-lea, când școala genoveză se afirmă de plin sub influența picturii flamande, sunt nenumărate în multele palate și case medievale din orașul port numit La Superba de Francesco Petrarca, însă îți trebuie cel puțin o lună pentru a-ți mulțumi ochii și sufletul cu opere de geniu ale maestrilor Penelului. Este o dumnezeire venind de la început de lume, iar senzația de plină a acestei întâlniri cu divinitatea o ai când, tot privind în sus prin deschiderile dintre blocuri, întâlnești deodată turnul catedralei San Lorenzo cu magnifica arhitectură gotică. Alternanța de alb și negru a liniilor orizontale conferă exteriorului eleganță și sobrietate, ducându-te cu gândul că marea cu ale ei valuri a sugerat o asemenea ornamentație pentru multe alte edificii genoveze. Nu departe de catedrală, descoperim casa unde s-a născut modestul țesător genovez, Columb. Duminică 6 octombrie 1991 au debutat serbările dedicate lui, care vor culmina cu manifestările din 1992 pe coasta de est a continentului american, când se vor împlini 5 veacuri de la descoperirea lumii noi. Ziua nu se anunță însă favorabilă, norii își poartă trena mohorâtă deasupra orașului. Curând, se cerne o ploaie măruntă,
în timp ce la tribună își fac apariția personalități din Italia, ambasadori și atașați militari, reprezentanți ai consulatelor din Genoa, notabilități locale și, bineînțeles, invitați din rândul oaspeților veniți pe mări. O amforă uriașă, purtând în semnul celebrării celor 500 de ani de la descoperirea Americii, domină scena plutitoare, unde fanfara intonează piese de Manuel de Falla și Giuseppe Verdi. Pe cheu, umbrelele multicolore sporesc policromia costumelor suitei de perechi nobiliare ale epocii columbiene, iar preoți în sutanele vremii pășesc în fruntea lor, îndreptându-se spre amforă, lăsând loc presupunerii că se va desfășura o ceremonie. Într-adevăr, bulcelele aduse pe rând de perechile nobiliare sunt preluate de doi bărbați care varsă conținutul lor în vasul uriaș. După binecuvântarea slujitorilor bisericii, amfora este înclinată și, în aplauzele asistenței, apa sfințită curge în mare. De acum, drumul pe valuri este binecuvântat de Dumnezeu. Așa se vor fi petrecut lucrurile în 1492, când în dimineața zilei de 3 august, cele trei caravele ale primei expediții columbiene, Santa Maria, Nina și Pinta, ridicau ancora din portul spaniol Los de Palos pentru a se îndrepta spre vest printr-un ocean necunoscut. De aceea, poate, pe 6 octombrie, au fost înmânate machete ale celor trei corăbii, ambasadorilor, consulilor și comandanților de nave din țările participante la Columbus Day, printre aceștia fiind și capitanul de rangul întâi, Radu Mândru, comandantul escortorului Constanța. Genovezii, stăpân cândva ai mărilor, arătându-și astfel sentimentele de prietenie și dorința de a strânge legăturile cu alte orașe porturi. Echipajele navelor venite la sărbătoare se aliniază pe punțile vaselor, dând onorul peste ani amiralului Cristofor Columb. O nouă rafală a norilor va face umbrelele inutile, iar prezentatorul momentelor spectacolului, nevoit să le comprime, ne invită să urmărim, dacă suportăm ploaia, jocul jeturilor de apă și al artificiilor lansate de pe navele pompierilor. Bineînțeles, asistența s-a împrăștiat. Pentru reporter însă, ploaia simboliza botezul celui născut la Genoa în 1451, poate chiar pe 6 octombrie. La mulți ani, amirale Columb!